Florin Bican Tropice tâmpe Capitolul 9 Un om năcăjit Ba chiar doi, dacă ne gândim că exploratorul e gata să facă pe el. Stanley ajunsese la un tăpșan înierbat, care se întindea oblu înaintea lui cât vedeai cu ochii. Pe marginea tăpșanului înfloreau galbeni cornii, oferindu-i exploratorului mult visatul spațiu în care să se, se poată ușura depresiunea care îi dădea ghies tot mai vârtos. Strântorat cum era, necum să se mai întrebe ce caută cornii în Africa. Așa, își zise el satisfăcut, luând-o voinicește la picior către primul tufiș. Dar când să se, se poziționeze la adăpostul său pentru a asculta chemarea naturii, pe care o ignorase sistematic încă din ziua precedentă, nu mică-i fu mirarea să audă zvon de tălângi tintinabulând tărăgânat și să dea cu ochii de un băiețel proptit profesionist într-o bâtă în mijlocul unui ciopor de mioare. Era un copilaș palid și mărunțel și se târa pe pământul reavăn și, și târa pe pământul reavăn niște adidași troșcofliți cu câteva numere mai mari. De pe umeri îi atârna un anteriu de parpalac emo, care gâdila vegetația precară cu poalele. Băietul ridică spre Stanley ochii triști, învăluiți ca într-o umbră cenușie, și își scoasea nevoie din cap Dolhasca veche, notă. Dolhasca este un acoperământ bleu marin pentru cap, care și a luat numele de la regiunea de proveniență localitatea Dolhasca județul Suceava moldova românia europa tera sistemul solar galaxia calea lactee univers așa cum basca și a luat numele de la zona ei de origine țara bascilor europa tera sistemul solar galaxia calea lactee univers Spre deosebire de bască, ale cărei margini sunt îndoite înăuntru pentru a-i da o formă plată, Dolhasca are marginile îndoite în afară și se poartă trasă cât mai jos peste urechi, ceea ce îi conferă o formă cupolar-țuguiată pentru a o expune uniform la intemperii și la soare și pentru a asigura astfel o decolorare generală. Notă încheiată plăștită ca o ciupercă. Îi dădu exploratorului bună ziua cu un glas moale, în care parcă suna o suferință timpurie. Stanley ar fi vrut să se rupă în două cu o jumătate să urmeze chemarea tot mai insistentă a naturii, iar cu cealaltă să dea curs protocolului care îi impunea să-l salute pe omulețul cu bâta. Cum diviziunea, deși practică, era practic imposibilă, Civilizația câștigă în cele din urmă scurta luptă declanșată în mintea exploratorului. Cu pași mărunți și repezi, se apropie de băiețel și l-a grăi cu blândețe. Ce mai faci tu, mai flăcăule? Ai ieșit cu oile la păscut?" Ba!" i-o flăcăul cam în doi peri. Le duc la un concurs de frumusețe." Derutat, Stanley schimbă tactica cum te cheamă pui de om? Niță, domnule, îi răspunse politicos puiul de om. Și ce moaștea pe gheață cauți aici, că văz că nu ești negru? De ce aș fi negru? replică micul păstor cu înțelepciunea specifică tagmei sale. Pentru că ești în Africa, Daia, se răsti la el exploratorul, în care civilizația, sub presiunea naturii, începuse să cam cedeze. Dar parcă nici matale n-ai fi chiar negru, își dă duniță imperturbabil cu părerea, studiind oarecum ostentativ tenul roșcovan și pistruiat al exploratorului. Păi bine, bă, știi tu cine sunt eu? Eu sunt explorator, bă, explorator. Așa că de-aia se apucă exploratorul să-l lămurească. A, ah, explorator, repete băiețelul smerit fără însă a da impresia că pricepuse mare lucru, după care continuă cu sfială. Eu mi păstor. De mic copil nu mi-a plăcut cartea, dar absolut deloc. Așa că am optat pentru pariul cu zootehnia, care îmi facilitează accesul nelimitat la natură, ținându-mă totodată la o distanță sigură de școală. În funcție de anotimp, urmez cu turma transhumanța urmesc cu turma mi transhumantă vibrațiile cosmosului ghidându-mă când după germinația telurică a vegetației când după manevrele frontului atmosferic când după inexorabila gravitație a bunului plac și delectându-mi sufletul neîntinat de civilizația urbană cu bucuriile bucolice ale vieții simple de păstor sau altfel zis păcurar, de la latinescul pecora, adică oaie, etimon care mai dăinuie și azi în fondul nostru lexical. Aici Niță se întrerupse din frumosul discurs ca să fluiere după o mioară ce se răzlețise de turmă. Nea bisisico, dar ar gripa aviatică în tine de panorama azi și mâine. Mai încet, bă, că nu ești pe islaz, îl admonestă exploratorul. Iertați-mi vorba cea proastă, se scuză niță, dar de când a trecut ăștia, la ora de vară, parcă a dat strechea în târtița lor de oi. Mă vorbește frumos că când cei tragi o scatoalcă în scăfârlie, mie că-ți pică globii oculari în cavitatea bucală și te uiți la mine printre dinți, îl dojeni Stanley părintește. Văd că și dumneavoastră vă uitați la Happy Tree Friends, zisă Niță, aprobator. Ci vă rog, încă o dată, să pardonați verbul viciat. Privațiunile vieții de păstor m-a făcut de vorbește gura fără mine. Cât despre chestia cu islazul, permiteți-mi să exprim altă părere. Mă-ți crede, nu mă-ți crede, dar aici chiar suntem pe islaz. De mic copil, pasc turma satului pe islazul comunal. Și îl cunosc ca în palmă. Fiecare mușuroi, fiecare smog de iarbă, fiecare denivelare, fiecare reper, le știu și cu ochii închiși. Da, cum de ești așa de priceput la etatea ta? se miră exploratorul. Ei, domnule, e o poveste lungă și n-aș vrea să vă răpesc prețiosul timp depănându-vă așa pe nepusă masă. Că bine zici, băiete, își aminti exploratorul. n să iau masa de dimineață. Ia zi, n-ai vrea să servim micul dejun împreună și între două îmbucături să-mi spui povestea ta. Bucuros, bucuros, făcuniță, bucurându-se mai mult că avea cu cine sta de vorbă, decât că o să ia micul dejun așa scopii. Nu le preau pe astea cu mâncatul, dar exploratorul parcă-i ghicise gândul. Dacă te prind că nu papi tot, te cârpesc, să nu avem vorbe. Copiii trebuie să mănânce, să crească mari, altfel cum. Niță smârcâi din nas și-și trecu pe deasupra buzelor mâneca lungă a anteriului. Apoi ofta adânc și se apucă să scoată din desagă batoane de mămăligă, cipsuri de ceapă, parizer alpin, triunghiuri de brânză topită ambalate în staniol, pastramă de viezure în vid, humus de mazăre, un ciubăr de Nutella, câteva ouă kinder cu surprize și câte mai câte, până când exploratorul îl întrerupse. Mă, băiețel, dar ce faci tu aici? Te pregătești de micul dejun sau vrei să-ți deschizi non-stop? Of, nu mă mai amărâți și dumneavoastră, domnul splorator, făcuniță cu obidă, că destul de amărât și așa. Umblu de nu știu când să-mi deschid un non-stop și să mă așez și eu într-un loc, că m-am săturat să fac naveta după coada oilor. Dar nu-mi dă nimeni autorizație, căci căs minor. Așa că ce să fac? Mânc și eu ce mi-am cumpărat de la non-stopul din Dolhasca, dădu el trist din cap. Ei, hai că am glumit, încercă exploratorul să o dreagă. Dar să mănânci tot. Și ouăle oh, kinder la urmă. Dar de ce? Îl privi niță nedumerit. Ca să nu-ți taie foamea, îi explică științific exploratorul. Nu mi-o taie domnul explorator, îl liniști niță, că doar nu le mânc cu surpriza în ele. Stanley simți că-l ia cu crampe, așa că schimbă vorba. Dar laptele Laptele undei? Tu nu știi că la micul dejun copiii trebuie să bea lapte ca să se facă mari? Dacă beau lapte, mă fac mare, se minună niță. Uh -huh. Îl asigură Stanley, ducându-și o mână la spate și încrucișându-și energic degetele. Și dacă mă fac mare, îmi dă autorizație, nu se lăsă niță. Îți dă și autorizație și un non-stop cadou, îi promise zâmbitor adultul grăbindu-se să-și ducă și cealaltă mână la spate. Atunci, bine, se învoi micul păstor. Oftând din adâncul rărunchilor, scoase de pe fundul de săgii o cană și strigă după o oaie din turmă. Daisy, fă te coa!" Oaia veni ascultătoare și niță o mulse până se umplu cana de lapte proaspăt și smântânos. Bravo! băigui exploratorul livid la față. Ca să-și mai ia gândul de la licoarea nepasteurizată, încercă să se concentreze pe recipient. Frumoasă cană, observă el. De unde o ai? De la niște ingleji, care a venit pe la noi prin localitate cu ajutoare. Îl lămuri niță. Și eu englez, nu pierdu Stanley prilejul să se laude. La auzul acestor vorbe, Niță sări ca un arc, lăsând în urmă o cometă de lapte și dădu să se agațe de brăcinarul exploratorului, răcnind ca apucatul. Nena, Nena, pix, ciunga! Exploratorul îl preluă din zbor cu o lovitură de rever, proiectându-l de-a dura în afara spațiului său personal. Ce ai, mă, ai nebunit? îl întrebă el pe Niță, care se ridicase năucit în picioare. Nu, domnule, dar așa-i datina pe la noi prin localitate când vin inglejii. Îi întâmpinăm și noi cum ne pricepem mai bine." A, ah, păi de ce nu zici așa?" se îmbună exploratorul și-și notă iute în carnețel vorbele lui Niță pentru dicționarul universal al formulelor de întâmpinare la diverse popoare și populații, la care lucra de când începuse să umble prin lume. Și de unde ziceai că ești deloc? Din Dolhasca, domnule. A, ah, din Mombasa, vrei să zici. Chiar din oraș? Nu, domnule, vreau să zic Dolhasca. Și chiar așa am și zis. Dolhasca. Dolhasca de Suceava, clarifică el. Mă rog, nu chiar din oraș. Așa, mai din extravilan. Mai băiete, făcu exploratorul cu un calm forțat. Între timp, scosese din rucsac Port Hartul, iar din Port Hart Atlasul Lumii, ediția de buzunar, și îl deschisese expert la pagina cu harta județului Suceava. Mă, băiete, uită-te și tu pe harta asta. Ia și citește. Păi unde-i Dolhasca și unde suntem noi? Geaba, domnule, că eu nu știu citi, zise Niță cu amărăciune în glas și dădu doale hamite din mână, regretând sincer lipsa lui de cultură. N-am apucat să urmez clasa pregătitoare ca alți copii. Pe mine m-au găsit sătenii în pădure, la etatea de trei anișori. Fusesem abandonat acolo de nu se știe cine. Și m-au crescut pârșii, că de aia și foarte bun la dormit. Cum mă, te-au crescut pârșii? Îl întrerupse exploratorul, gata să noteze răspunsul în carnețel. Așa cum l-au crescut lupii pe Mowgli, îi explică băietul. Da de Mowgli, de unde știi? Că parcă ziceai că n-ai deprins cititul. Îl iscodii exploratorul încruntând din sprânceană. Păi am văzut cartea junglei pe cartunetul, îl dumiriniță. Miriniță. Ce mai trebuie să citesc când se dau cărțile la televizor? Așadar știi ce-i aia junglă? îi întrerupse exploratorul pledoaria pentru educația modernă. Altfel cum, se semeți copilul sălbatic, bucuros care are în fața cui își etala cunoștințele. După care începu să recite cu avânt. Jungla este o biocenoză specifică zonelor ecuatoriale și subtropicale. O, că nu ești la concursul cine știe câștigă, îl domoli exploratorul. Ei hey bine, află tu că noi aici suntem în junglă. Domnule, făcuniță rezonabil, vă văzom cu carte și n-aș îndrăzni să vă contrazic. Mie oare cum să polemizez cu dumneavoastră eu, un băieț simplu de la țară. Din Dolhasca, cum vă spusei. Așa că dacă ziceți, matale, că aici e junglă, apoi junglă să fie treacă de la mine. Dar vorbai, unde-s lianele? unde starzanele, unde lepidopterele? unde coleopterele, în fine, unde flora și fauna specifice junglei. Mă băiete, îl interpel, interpelă exploratorul, încercând să-și păstreze calmul. Tu o ții una și bună cu islazul tău și cu dolhasca ta. Atât ai văzut, atât pricepi, dar nu poți concepea, concepe că lumea e mult mai mare. Ascultă la mine, care am umblat prin lume și am văzut lucruri. Am fost la polul nord, am fost la polul sud, am fost la Chișinău, am fost la Istanbul, nu-ți mai zic de Dămăroaia și de Parley. Dar pe unde n-am fost? Că dacă n-aș fi fost, nu mi-ar mai zice mie explorator. Niță îi sorbea vorbele cu smerenie. Și? îl întreb, îndemnă el pe vașnicul călător să-și continue demonstrația. Și-ți spun eu pe cuvânt de explorator că aici suntem în Africa. Chiar în oraș? Nu se putea obține niță să-l întrebe, privind ușor amuzat în jur. Dar exploratorul păru să-l ignore, așa că băiatul reluă. Domnule, mintea mea cea puțină nu se poate avânta Învâltoarea argumentelor dumneavoastră. Eu știu una și bună: că la echinoctiul de primăvară mi-am luat turma de mioare și am suit cu ea pe islazul din vârful gruiului, unde o să rămână până la toamnă, când o da bruma. Între timp, voi mai coborâ din când în când, pe riscul meu, până la non-stop. Mă cam plictisesc eu cei drept, da, decât să mă duc la școală. Uneori, ca să mai treacă de urât, îi păcălesc pe oamenii din localitate. Mă cocoț în cel mai înalt punct al gruiului și încep să strig cât mă țin puterile jos în vale. Săriți, oameni buni, că dă meteoritul în turmă! Oamenii? Când aud, de, ca oamenii, nu mai stau să verifice știrea. Se repet ca orbeții pe deal în sus, să vadă catastrofa în real time. Și când ajung ei în vârful gruiului, obosiți, asudați, gâfâind ca locomotivele alea cu aburi din filme, ba și câte cu un picior frânt, îi întâmpin eu cu o poezioară ticluită anume. Ha, 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 v-am păcălit, nu-i niciun meteorit. Și atunci ei pleacă în ciudați înjurând de mama focului. Apoi, domnule, cum să vă spun, așa în jurături n-am auzit nici când trăiam printre pârși. ăsta e folclor, băiețel, îi explică exploratorul binevoitor. Prin el oamenii nu numai că se deosebesc de pârși, dar le sunt și superiori. Folclor, nefolclor, ridică niță din umeri. Eu nu-s versat în chestii țărănești, dar atâta știu când îi vedeam pe fraier cu mâși pe bojogii, mă distram mai ceva ca la circ. Ajunsese și oile să râdă de ei. E dat în paște teșmenitul ăsta mic, se gândi exploratorul, încercând să-și ascundă admirația. După care îl iscodi pe niță. Și zi, de multe ori ai păcălit pe săteni cu pozna asta? Vrenea, exploratorule, căzuniță pe gânduri. Nu știu ce să spui. I-am păcălit eu cât i-am păcălit, până într-o zi când chiar a dat meteorit în turmă. Eu l-am văzut că se apropie, dar nu mi-a venit să cred că doar nu eram pe Discovery. Dar când m-am lămurit că-i meteorit și că nu mai e loc de întors, am început să strig după ajutor. Ți-ai găsit. Și unde mai pui că se nimerise să fie și ziua de 1 aprilie? Așa că lumea a fost convinsă că-i păcăleală. Și nu s-a mai ostenit să urce până în vârful gruiului. M-au înjurat de la poale. Când înjurau ei mai cu foc, ca bum, a izbit meteoritul. Iar proștii nici n-au observat. Erau prea preocupați cu înjuratul, bag seama. Și cum a fi izbit sărăcia aia de meteorit? Din izbitură, cred că a dislocat vârful gruiului cu izlaz cu tot și l-a luat cu el de la fidus, cum spuneți, în Africa. Dar să știți că Islazul și-a păstrat integritatea și suveranitatea, așa că tehnic nu știu dacă suntem în Africa. Ne aflăm practic pe pământ românesc. Acum pricep toată tărășenia, se lumină exploratorul. Meteoritul, dacă meteorit o fi fost, a acroșat din zbor vârful gruiului și l-a purtat prin spațiu până când, istovit de forța gravitației, s-a lăsat la sol taman aici, în miezul junglei africane, de mi-a blocat mie potecuța. De-aia nu-l găseam eu pe hartă. S-a ales praful de transhumanța mea, bombă ciudat, în ciudat micul păstor. Pe cine mai păcălesc eu acum? Lasă, nu fi supărat, îl liniști exploratorul, că o să ajungi celebru, toate ziarele vor scrie despre tine. Că și știu eu să citesc, făcuniță în ciudat. Te dă și la televizor, îl consolă exploratorul. A, așa mai merge, îi veni lui Niță inima la loc. Dar izlazul și oițele, cum le duc înapoi? De asta se vor ocupa Organizația Națiunilor Unite și Primăria din Dolhasca. Tu ești prea mic pentru un război atât de mare. Da, ce și la război e ca la non-stop? Îmi trebuie și aici autorizație, se sperie Niță. În Africa se pare că nu. Dar lasă, nu te îngriji tu de asta, încercă exploratorul să-i abată gândul. Acum treaba ta e să dai interviuri, la ziare, la radio și la televizor, că doar meteoritul ăsta, cu grui cu tot, o să-ți poarte numele. Tu l-ai descoperit, deși tehnic te-a descoperit el pe tine. Aș, făcuniță, căruia gloria începuse deja să-i se cam suie la cap n-a făcut decât să decoperteze gruiul. Și fără să mai piardă vremea, Niță începu a scoate din desagă pieptă o oglindă, gel de oaie, spray, o pereche de blugi noi nouți, o geacă de piele cu ținte, o pereche de opinci marca Guma Meteor și o căciulă brumărie. Ce faci, mă? Iar îți deschizi non-stop? Se minuna Stanley. Păi nu zise rățma tale că vine televiziunea? Mă fac frumos să le fac în ciudă la troglodiții din Dolhasca, când mor vede pe, pe, post. Îmi pare rău că n-am apucat să-mi iau treningul ăla nou și ciocații. Lască și opincile au șarmul lor, îl consolă exploratorul, înainte de a începe să-și noteze în carnețel coordonatele meteoritului, pentru a-l trece pe hartă la momentul oportun.